Curată avarie. În intersecție. Vin mașini câte două rânduri și găsesc aici mașină parcată. Șofer iresponsabil care creează situații de accident. Probabil când întâmpină în trafic așa comportament, înjură. Ăștia sunt mai năzdrăvani. Au oprit fix unde se îngustează drumul. Pentru că au avut nevoie la terasă, o urgență. Dar dacă nu e miliție sau poliție ocupată cu altceva, au scăpat fără amendă și fără o lecție necesară. Dacă primarul Mutu parchează la intrare în parc, ce să cer de la alți șoferi? Corect, măcar o claxonare. Din suita lui Mutu a stat cu mașina parcată pe trotuar în fața intrării în parc. Bănuiesc că e chiar mașina primarului și acum asta i-o scoate ca să i-o ducă într-un loc retras să nu fie observată mașina. Dar ce am observat în schimb e că broșura asta pe care o difuzează ei e ilegală. Nu are nicio informație despre tiraj, tipografie, fondul din care e achitat. Nicăieri nu scrie chestia asta. Deci e clar ilegalitate. Temei de descalificare din cursa electorală. Pe lângă ilegalitatea de a parca mașina acolo unde nu-i voie.